Pe ce fond vine acest comunicat de la ambasada americană, tocmai înainte de a se da verdictul de la Curtea Constituțională? Este inadmisibilă o asemenea poziție a unui ambasador. Să-și respecte statutul de ambasador, să nu se amestece în procesul de luare de decizii a unor instanțe interne. Adică... E lipsă de respect față de instituțiile naționale. Era mai bine ca toți cei care fac comunicate la această oră să-și păstreze comentariile după decizia curții. Instituția care decide și care este instituție de autoritate cu mandat național. Nu avem nevoie de sfaturi în asemenea moment.